Bună seara, dragi telespectatori, bună seara, oameni buni, sunt Eugen Măruță și vă invit să urmăriți emisiunea Întrebările Zilei. În această seară, emisiune pe teme politice, o să vedeți ceva special am încercat, însă atât am găsit, doar doi dintre contracandidații primarului Florin Cârciumaru, primar în funcție, contracandidați la fotoliul de primar din Târgu Jiu. Este vorba de domnii Marius Vlaicu, UNPR, și Eduard Lădaru, ALDE. Bună seara, domnilor! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Încercăm să vedem ce se întâmplă în cel mai important bazin electoral al județului Gorj. Voturile de la Târgu Jiu vor însemna mult și pentru județ, pentru Consiliul Județean. Cine aduce multe voturi la Târgu Jiu, aduce și la Consiliul Județean. Primăria Târgu Jiu, cea mai importantă primărie din județul Gorj. Avem ceva candidați, nu prea mulți, nici prea puțini. Să vedem dacă o să avem și o competiție până la urmă în această campanie electorală care va începe săptămâna viitoare. Doi candidați tineri care intră în cursa electorală împotriva primarului Cârciumaru. Sunteți pregătiți? Domnul Lădaru. Sigur, categoric sunt pregătit pentru confruntarea cu domnul Florin Cârciumaru. Sunt pregătit pentru confruntarea cu toți ceilalți contracandidați, să le spunem așa, pentru că, cu excepția mea, repet, așa cum am spus-o de mai multe ori, nu există contracandidați ai lui Florin Cârciumaru. Toți ceilalți sunt anexe ai lui Florin Cârciumaru, sunt puși de Florin Cârciumaru acolo pentru a mima că are contracandidați. Până la urmă, unul dintre acești contracandidați este domnul Marius Vlaicu, candidat. Anexă sau cum? Da, sigur că da, este chiar un sol al domnului Florin Cârciumaru, care de altfel este un fel de liant între Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat. În sensul că domnul Vlaicu este finul domnului Dan Vâlceanu, PSD-istului Dan Vâlceanu, care conduce Partidul Național Liberal, sigla Partidului Național Liberal. Deci, până la urmă, unde este confruntarea între domnul Marius Vlaicu și domnul Cârciumaru sau între Dan Vâlceanu și domnul Cârciumaru? Nu este absolut nicio confruntare, este un blat care a dus nenorocire în acest oraș, un blat care a dus pacoste în acest oraș. Așa este și acum. Mi se pare că în toată povestea asta domnul Vlaicu are de câștigat dacă are pile și colo și dincolo. Sigur, eu nu-mi doresc să intru într-o polemică cu domnul Lădaru pentru că îl respect în calitate de candidat. Nu doriți, dar i-ați făcut reclamații astăzi. Să le spuneți despre ce e vorba. Sigur, în primul rând aș vrea să vă spun că eu nu mai sunt membru al Partidului Social Democrat din anul 2010. Eu am înființat un EPR, sunt membru fondator al unui partid pe care l-am luat de la zero și mă prezint în fața târgujenilor cu un program politic bazat pe proiecte politice și mă aștept ca târgujenii să iese la vot în primul rând și să voteze candidații UNPR-ului la funcția de consilier local, consilier județean. Sigur, poezia asta cu anexe am mai auzit-o. Sunteți anexa domnului Cârciumaru? Nu, anexe am mai citit-o în mass media gorjeană de la un alt contracandidat, un candidat la funcția de primar, domnul Bugă, care la fel face parte din generația tânără și tatălui e președinte de partid și el este candidat la funcția de primar. Din ce știu eu, domnul Bugă are locul de muncă în București și e navetist de Târgu Jiu și, sigur, candidează. Îi doresc succes, dar domnul Lădaru cred că se grăbește. Eu nu înțeleg ce asocieri face și am văzut că deja a făcut un atac familial. Faptul că... Da, deci este o relație de familie, de respect. Recunosc lucrul ăsta și... nu înțeleg care este... Orice el câștiga alegerile dumneavoastră, câștigați oricum. Nu. Eu sunt candidatul UNPR-ului la funcția de primar. Asta nu înseamnă că dacă domnul Lădaru sau domnul Dian Popescu au fost în PNL, sunt anexele PNL-ului. Eu nu spun asta. Eu spun că suntem candidați toți și până la urmă cetățenii din municipiul Târgu Jiu vor vota
un candidat și care va câștiga. Vis-a-vis de ce am sesizat eu astăzi la biroul electoral județean, este faptul că mi-aș fi dorit, și nu mi-aș fi dorit să fac această sesizare, mi-aș fi dorit ca toți candidații la funcția de primar să nu abuzeze de acest eveniment creștin-ortodox, sărbătorile pascale, și să pună, așa cum a pus domnul Lădaru, pe această carte poștală, pe care am primit-o și eu în cutia poștală și probabil și dânsul a primit-o pe a mea, și o să vedem diferența, că dânsul declara la un post de radio altceva. Deci diferența este că domnul Lădaru își pune pe o carte poștală adresată... Dar știți că adresată... și Nașul domnul Vatrăta Vâlceanu a fost o astfel pe cartea lui poștală. Deci, pentru că n-am primit-o. De la Nașul, da, de deci n-am primit-o. Păi vă dau eu de la Nașul. Deci nu știu dacă, în primul rând, domnul Dan Vâlceanu nu este candidat la funcția de primar. Eu m-am referit... președinte de Consiliul Județean. Nu, este pe lista de Consiliul Județean. Este la președinte de Consiliul Județean. Deci Nașul dumneavoastră, la Nașul dumneavoastră, de ce nu i-ați făcut reclamație? Pentru că n-am primit-o. Pentru că sunteți în familie și pentru că în felul acesta vreți să vă bateți joc în continuare de oraș și de județ. Eu vroiam și am sesizat Biroul Electoral Județean să respectăm litera legii. Atât timp un candidat... Care este litera legii? Că am văzut sesizarea. Se asociază... Care este litera legii? Pe litera legii este... Da, sigur că da. Nu sesizarea, nu face trimitere la nicio lege. Trimiterea la legea acum, 115, ce vorbiți? În care dumneavoastră vă puneți pe această carte și care postală, e articolul pe care sigla și însemnul electoral care este al partidului. Articolul pe care și eu vă spuneți că sunteți candidat. Stimate domn, care este articolul moral, pe care îl încalc și, eu din bun, lege? Hai să zicem că la articolul. Moral ar trebui să... Faceți cum am făcut eu. Eu m-am prezentat și... N-am... Și Dan Vâlceanu tot așa deci, de azi, eu nu vorbesc despre Dan Vâlceanu, eu vorbesc despre... Deci eu vorbesc despre Marius Vlaicu, de ce nu vorbim? Atunci să chemăm pe Dan Vâlceanu în emisiune, domnul Măruță, și să discutăm despre... Deci eu m-aș fi așteptat, indiferent că este Dan Vâlceanu și că este nașul meu, și chiar dacă este nașul meu, îmi doresc ca și Dan Vâlceanu și ceilalți candidați să respecte litera legii. Deci, eu asta m-am dorit eu în campania electorală. Este imoral nașul dumneavoastră, Dan Vâlceanu, da? Nu, am spus eu că este imoral. Eu am spus că să respecte legea. Moral, Dan Vâlceanu, eu am spus că să respecte legea, domnul Lădaru. Eu atât am sesizat. Adică nașul dumneavoastră, Dan Vâlceanu, nu respectă legea, da? Eu am ales un coș cu o care... Și un mesaj de Paște fericit, atât n-am ales. Și nu mi-am pus, e... dar nu mi-am pus sigla și însemnul electoral al UNPR-ului și nu am spus că sunt candidat. Probabil dânsul e mai puțin cunoscut domnule în municipiul Târgu Jiu. Pe Iisus sau... Eu l-am ales pe Iisus, eu am simțit nevoia să-l trimit pe Iisus în casele oamenilor, probabil, în casele oamenilor, iar domnul Vlaicu a simțit nevoia să-l trimită un coș cu ouă. Nu este asta o problemă. Nu este asta. Problema este că domnul Marius Vlaicu... Este legal sau ilegal? Este legal, este legal. Nu este încălcat absolut niciun articol de lege. În sesizarea domnului Vlaicu, pe care am și văzut-o, distribuit-o cei din mass media, nu scrie că aș fi încălcat absolut niciun articol din lege. Și am reluat legea și am citit-o și nu am încălcat. E posibil să mă înșel, dar așteptam ca cel care a făcut sesizarea să vină să ne spună ce articol am încălcat din legea electorală până la urmă. Și acum aș fi așteptat ca cel care a făcut sesizarea să facă sesizarea cu privire la toți candidații care au făcut felicitări, da, așa cum am făcut. Cum ar fi nașul dumneavoastră Dan Vâlceanu, păi, da, și... cum ar fi cei de la PMP, domnul PSD-ist Liviu Andrei, care este la fel o anexă împreună cu domnul... care dumneavoastră ați nenorocit acest deja, județ și acest oraș. Deja mă jigniți pe păi mine. Păi vă jigniți, viza... nu vă jigniți, păi așa este. Și jigniți și ceilalți candidați. Eu mi-aș dori. Eu m-aș dori în campania electorală o campanie constructivă pe proiecte. Păi da, eu am făcut această sesizare în ideea, dacă Biroul Electoral Județean spune că este legală, ok, este legal. Și atunci eu regret că n-am scris și eu și n-am pus sigla UNPR-ului sau poate electoratul va decide dacă eu, Marius Vlaicu, am procedat corect așa sau domnul Lădaru a procedat corect. Sau domnul Vâlceanu. Deci eu n-am văzut-o. Deci încă o dată, nu încercați cu domnul Vâlceanu. Domnul Vâlceanu are un candidat. De ce să nu încerc? Păi așa vază eu. Păi așa sunt cumetriile din politică. Așa ați nenorocit județul, domnul Vlaicu. Dumneavoastră împreună, dumneavoastră sunteți un tânăr. Nu mai sunt așa tânăr. Nu mai sunt așa tânăr și nu mai sunt așa tânăr. Așa, sunteți un reprezentant al unui partid politic care ați beneficiat de pe urma putreziciunii sistemului. Dumneavoastră ați beneficiat de funcții de pe urma putreziciunii sistemului. De când ați fost student și ați înființat Asociația Studenților Burjeni, în care susțineați în permanență, votați PSD, votați PSD, votați PSD, votați PSD. De când ați fost student și ați reprezentat... Dumneavoastră ce ați susținut? Eu de-abia am reușit să spar monopolul PSD-ului în Universitatea Constantin
Brâncuși atunci când am ajuns. Eu nu pot să stau la o emisiune care nu discutăm despre proiecte. Păi nu putem să discutăm despre proiecte cu oameni care au distrus acest oraș și acest județ. Ce am distrus eu acest județ? Păi prin faptul că ați fost alături de Florin Cârciumaru, prin faptul că ați fost alături de Dan Vâlceanu și de familia aceasta. Domnilor, opriți-vă o secundă. Ați dărâmat acest județ și acest oraș? Să vă adresez o întrebare simplă. Anul trecut de Paște ați trimis alegătorilor, cetățenilor, felicitări de genul acesta? Eu nu. Nu, nici eu. Și de ce le-ați trimis acum? Are legătură sau nu are cu campania? Are campania, are legătură pentru notorietate. Și atunci de ce l-a acuzat că și-a pus sigla pe... Păi eu nu mi-am pus-o. Pe Iisus acolo, eu nu pe Verso. Deci eu consider că asta e o felicitare. Așa am considerat, n-am trimis anul trecut, trimit anul. Deci are legătură cu campania? Deci are o legătură pentru notorietate. Păi... Are o legătură cu campania, normal, dar nu... nu... Dar nu e corect că și-a pus sigla pe... Păi, din punctul meu de vedere nu e moral corect. Sau legal? Și eu zic că și legal. Eu zic că și legal. Dacă biroul electoral județean spune, da, domnule, e corect că să-și pună și sigla și semnul electoral și să spună că e și candidat, asta e. Dânsul câștigă, eu o să câștige mai multe voturi decât... Deci, amândoi ați făcut și... gesturi electorale trimițând felicitări. Deci, e normal că dacă sunt candidat oamenii, și scriu numele meu, scriu doar numele. Deci doar numele. M-aș fi așteptat dacă era și dânsul cu numele, nu făceam nimic. Era vreo problemă. Dar de aici s-a ajuns să spui că sunt anexă, că nașul păi nu le dăm voi. Păi așa sunteți, frumos, stimate deci, domnule, așa sunteți. Deci, nu știu, dacă vreau să te anexă PNL-ului, ați fost la PNL care cumva? Care anexa PNL-ul? PNL ați fost membru există. PNL? Am fost membru PNL, sigur că da, și mă mândresc, sunt un liberal adevărat, care am trecut la ALDE în momentul în care PNL-ul s-a pesedizat cu nașul dumneavoastră Dan Vâlceanu, cu nașul dumneavoastră Dan Vâlceanu, PNL-ul s-a pesedizat și s-a pedelizat. Toți liberalii adevărați au fost înlăturați și în felul acesta a trebuit să găsim o alternativă împotriva hegemoniei pesediste, pedeliste din acest județ, care au dărâmat acest județ. Este foarte clar. Dumneavoastră ați fost în guvernul care a tăiat pensiile și salariile și ați votat în Parlamentul României. Nu, din păcate, dumneavoastră, aveți un președinte de partid care și-a cumpărat jacuzzi și l-a pus la guvern, domnul Oprea. Pardon, și așa mai departe. Cine, dumneavoastră, UNPR-ul. Cine e președintele UNPR-ului, știți acum cumva? A fost. Păi, atunci spune, deci vă rog frumos. După aceea care a fost arestat a doua zi. Dumneavoastră aveți pe Tăriceanu, care e președintele Senatului și care a condus România. Care a condus România. E puțin anchetat acum la DNA și România. Domnul Oprea, din respect pentru colegii de partid, a făcut pasul înapoi. Președintele UNPR-ului este domnul Valeriu Steriu, dacă nu știați, și vă informez eu mai bine ca nu să are știți. Importanță, eu vă spun... Deci, domnul Măruță, eu discutăm despre proiecte, despre corect. Ce vrea să facă domnul Dar... Se descontra candidației primarului Cărciumaru. Corect, da. Întrebare. Și eu, încă o dată, vreau să precizez. Deci eu, Marius Laicu, sunt candidatul UNPR la funcția de... Deci nu aveți umblat cu Florin Cârciumaru? Nu am umblat cu nimeni. Eu vreau am să înțeleg. Reușesc... Nici cu Dan Vâlceanu, nașul dumneavoastră? Nici cu nimeni, nici cu Dan Vâlceanu, nici cu PNL, nici cu ALDE, nici cu nimeni. Așa cum declară șeful dumneavoastră sau președintele dumneavoastră de partid, domnul Dian Popescu, că vrea să fie președintele Consiliului Județean, eu declar că vreau să fiu primarul municipiului Târgu Jiu. Ba, dumneavoastră puteți să declarați, dar asta nu înseamnă că trebuie să vă credem având în vedere păi trecutul și pe domnul dumneavoastră. Dian, de ce trebuie să-l credem? Că a fost la PNL sau cum? Având în vedere trecutul păi dumneavoastră, și trecutul nu domnul să vă Dian cum este? E diferit față de al meu păi sau față de al dumneavoastră? Că n-a beneficiat de nicio conjunctură politică. Cine? Dian Popescu. Domnul Dian a candidat sub USL, stați că nu mi-aduc aminte de ce a fost ales parlamentar ALDE, cumva? Nu, pe listele USL, da. Păi da, pe listele, era membru PNL. Era liberal adevărat, da. Păi liberal adevărat, da. Și de ce n-a rămas la liberal adevărat? Păi dacă veni Dan Vâlceanu și a alăturat nașul dumneavoastră și a alăturat pe toți, ca să vă aducă tot pe dumneavoastră la putere? Pe rudele lui, pe cine? Păi nu, rudele... Dumneavoastră știți câți fine are Dan Vâlceanu, vă întreb. Păi nu știu, dar interesați-vă. Dar nu știu de ce ajung multe funcții rudele lui și sunt candidat și contrasemnul. Au valoare funcții, rudele lui. Ce funcție am eu? Ați avut ce funcție în PSD, știi? Acum așa. Sunteți candidat, face bun. Jocurile ale lui Cârciumaru și ale lui Dan păi Vâlceanu, ce jocuri dacă declar public că vreau să câștig primăria? Ce jocuri să fac? Ce jocuri? Îmi fac campanie. O simplă declarație că vreți să câștigați primăria nu este suficientă. Adică ce așteptați să... Deci public am declarat că noi, UNPR-ul, venim cu proiecte. Oamenii să știți că de genul discuții din astea, cetățenii sunt sătuiți, să știți. Nu, declarația trebuie să știe trecutul. Dar, deci, trebuie să cunoască trecutul foarte bine. Curt, păi, o întrebare la obiect, clară. O radiografie scurtă, vă rog, în trei puncte a situației municipiului Târgu Jiu la ora la care stăm noi de vorbă.
în trei idei despre situația municipiului Târgu Jiu în momentul acesta. Din orice punct de vedere, politic, economic, municipiul, social, oricum, infrastructură, orice. Municipiul, ce credeți că e mai important în primele trei idei? Municipiul Târgu Jiu este în pragul colapsului. Dacă complexul energetic Oltenia va intra în faliment, dacă legea promovată de Dian Popescu în Parlamentul României și trecută de Senat nu va trece și de Camera Deputaților, complexul energetic Oltenia riscă să intre în faliment. În felul acesta, 5, 6, 7, 8.000 de oameni își vor pierde locurile de muncă. Municipiul Târgu Jiu este în colaps cu toți acei oameni dați afară în maximum 2 ani de zile, pentru că probabil vor primi niște salarii compensatorii, un șomaj și așa mai departe. Toate aceste lucruri se întâmplă din cauza unei hegemonii în ultimii 26 de ani, unui blat al partidelor și al candidaților la funcția de primar al municipiului Târgu Jiu, au stat toți acolo, cum se întâmplă și acum, cu excepția mea, repet, care sunt într-adevăr contra candidatului Florin Cârciumaru, au stat toți acolo, au stat toți acolo și au luat câte ceva. L-au lăsat pe Florin Cârciumaru și pe PSD să stea acolo și au luat fiecare câte ceva. În felul acesta nu s-a creat absolut niciun loc de muncă, s-au desființat, ba mai mult, s-au desființat toate locurile de muncă. În felul acesta nu a fost atras absolut niciun investitor din cauza grupurilor de interese. Municipiul Târgu Jiu, repet, este în pragul unui colaps, deși nu ne dăm seama, toate piesele vor cădea ca la domino. Acest lucru se poate rezolva foarte simplu, prin alegerea unui alt tip de primar. Unui primar pentru mileniul 3, unui primar care să aducă municipiul Târgu Jiu în mileniul 3, adică să nu ne mai lăudăm cu panseluțe, fântâne arteziene, sensuri giratorii sau canalizări, pe care nici ca, suntem în mileniul 3, iar în municipiul Târgu Jiu nu există canalizare peste tot, ceea ce este o aberație. Nu există apă potabilă la Preajba, nu este apă potabilă, la fel, ceea ce este absurd în mileniul 3 să nu ai toate aceste până la urmă elemente ale civilizației specifice mileniului 3. Un alt tip de primar care să aibă o viziune. Spre exemplu, locuințele, nu avem doctori în spitale. Ne ducem la camera de gardă și se întâmplă ca la camera de gardă să te aștepte un doctor de o altă specialitate. Nu este vina lui, este vina sistemului, pentru că nu asigură necesarul de doctori. Și mă veți întreba, domne, salariile sunt mici, cum să le asigure primarul? Nu le poate asigura primarul. Dar ceea ce poate să facă primarul este să construiască cum se construiesc acele blocuri ANL și să asigure o locuință pentru doctorii rezidenți care vor să vină în municipiul Târgu Jiu și pentru toți doctorii. Sunt mai mult pentru de profesori. Mai mult de trei idei și mă rog, au venit dezvoltate. Pentru profesori, la fel. Deci Am ajuns la finalul primei părți. Accentul meu se va pune pe sănătate, educație și pe siguranța copiilor noștri. Pentru că altfel nu se poate. În mileniul 3. Altfel nu se mai poate. Rămâne să răspundă și domnul Vlaicu după pauza de publicitate. Ne vedem imediat. Am revenit la emisiunea Întrebările Zilei. În această seară stăm de vorbă cu doi dintre contracandidații primarului Florin Cârciumaru din Târgu Jiu. Vorbim despre reprezentanții ALDE și ai UNPR și al UNPR, domnii Lădaru și Vlaicu. În finalul primei părți le solicitasem o radiografie, mă rog, e prea mult de radiografie, o analiză în trei puncte a situației municipiului Târgu Jiu. A încercat să răspundă domnul Lădaru, să auzim un răspuns și de la domnul Vlaicu. Sigur, domnul Măruță, eu vreau să precizez vis-a-vis de comentariul făcut de domnul Lădaru. Politica este pe voturile cetățenilor. Dacă cetățenii din anul 2000 au decis să voteze Florin Cârciumaru, înseamnă că au avut încredere în Florin Cârciumaru. Acum au fost candidați care s-au prezentat în fața electoratului, așa cum se prezintă și domnul Lădaru, și probabil când se va trage linia, arătăm tabela de marcaj și rezultatul și vedem care este scorul. Politica în România este pe voturi. Dacă Florin Cârciumaru a câștigat, trebuie să-i strângem mâna că este campion. Eu așa am învățat de la sport. Eu am jucat basket și am fost arbitru de basket. Dar nu comisar. Înainte de avea loc votul. Da, după meci, strângi mâna. Eu vorbeam de alegerile care au fost. Vorbea domnul Lădaru despre hegemonie, despre candidați, despre
cei care au candidat, că au făcut blaturi, că deci asta e părerea dumneavoastră, așa dar este, e părerea mea, domnul Măruță, fapt. Părerea mea că au jignit cetățenii care nu au jignit pe nimeni. Păi, este de vină, adică, partidele politice, că nu au fost candidați. De PSD. Dacă s-a săturat să nu mai voteze PSD, are alternativă. A avut alternativă. Dintre partidele politice. Nu electoratul este de vină, ci blatul dintre partidele politice. Dumneavoastră credeți că în 2012 nu au fost candidați la primărie? Dumneavoastră ați jignit electoratul prin faptul că candidat și de fapt sunteți anex al lui Cârciumaru și al lui Dan Vâlceanu. Dumneavoastră jigniți electoratul prin asta. Eu nu jignesc, eu am ieșit în fața electoratului. Păi n-ați ieșit, electoratul va decide dacă mă va vota pe mine sau pe dumneavoastră. Dacă eu chiar cred de electoratul că eu sunt anexă și nu sunt Marius Vlaicu de la UNPR. Eu nu sunt, eu am adeziune, sunt prim vicepreședinte UNPR, eu am înființat UNPR-ul dumneavoastră. Știu că ați fost la PNL, nu știu, altceva, ați fost ceva pe la tineret, pe la PNL. Da, am fost mai multe, sigur. Nu știu dacă ați fost mai multe, păi dar nu am putut să am funcții ca dumneavoastră la PSD acolo și să mă racordez la banul public, nici n-am vrut. În fine, eu nu vreau să, eu sunt convins că cetățenii sunt sătui de certuri. Spuneți trei idei despre Muncitul Târgu Jiu, situația actuală. Eu nu spun despre asta. E bine, e rău. Eu spun despre ce vreau să fac eu. Păi și de la ce porniți? Deci eu plec de la ce mi-au spus cetățenii mie, pentru că cetățenii mi-au spus să candidez și ei m-au determinat. Păi de ce v-au determinat să candidați? Pentru că să rezolv niște probleme pe care se confruntă ei. Deci sunt niște probleme. Dar dumneavoastră ce, sunteți moderator, să mă întrebați pe mine? Păi nu, dar sunt curios. Deci, o să le aflați în campanie. Deci, păi nu, dar eu vreau ca telespectatorii să se convingă de dumneavoastră. Sunteți contracandidatul sau nu al lui Florin Cârciumaru? Păi sunt contracandidat. Păi văd că ați început fără nicio critică. Păi adică ce, dumneavoastră credeți că o campanie electorală numai pe critici? Păi nu știu, dar da, așa se întâmplă toată lumea civilizată și democratică. Așa credeți dumneavoastră. Lumea democratică, mai urmăriți campaniile în Statele Unite, urmăriți campaniile în Marea Britanie, urmăriți campaniile în Franța. Duceți-vă acolo. De ce nu duceți acolo? Păi vreau să aduc civilizația și în municipiul Târgu Jiu. Este foarte mare, nu vreau să mă duc acolo. Că așa ați făcut dumneavoastră și PSD-ul și PSD-ul Vâlceanu. Păi așa ați făcut. Păi nu vedeți că dumneavoastră faceți cum a făcut Traian Băsescu. Nu le convine să plece. Păi cum să mă duc, domnule, acolo? Eu vreau să duc civilizația în municipiul Târgu Jiu. Păi dumneavoastră, în clasa politică din municipiul Târgu Jiu, păi dumneavoastră vă bate joc de noi? Ne trimiteți, adică ne trimiteți în Franța pe toți cei care vrem să facem altceva? Nu înseamnă mai multe proiecte în cadrul programului meu politic, bazat pe infrastructură, pe sănătate, pe învățământ, pe cultură, pe sport. Așa, chestiuni generale. Generale, deci oricum nu suntem în campania electorală încă. O să vin în fața Târgu Jiu cu un program care o să mă prezint. Îl aveți sau încă lucrezi la el? Sigur, mai lucrez la el, am timp. Am timp să lucrez la el. Care e inovația? Ce propuneți? Care sunt schimbările? În bine, bănuiesc. Sigur. Sunt multe lucruri de făcut în Târgu Jiu care le cer cetățenii, exact ce spuneați dumneavoastră, parcări mai multe în municipiu, o idee revenită de la cetățeni. Organizarea de after school la multe școli din Târgu Jiu, revenită din solicitările părinților și multe altele care o să le prezint. Dar locuri de muncă, nu? Sigur, și locuri de muncă. De locuri de muncă vorbim de nu știu când. Nu e ușor să creezi locuri de muncă. Sunteți pentru schimbarea primarului Cârciumaru din funcție? De ce trebuie să vă voteze pe dumneavoastră și nu pe domnul Cârciumaru? Pentru că consider că domnul Cârciumaru a realizat niște lucruri timp de 16 ani și e nevoie de schimbare. E o nevoie de schimbare. Cum ar fi? Ce a realizat domnul Cârciumaru? Răspundeți. Îmi cer scuze, dar sunt curios. Deci aflați. De ce e nevoie de schimbare? Pentru că e nevoie de o altă generație care vine și cred că târgujenii vor decide dacă e nevoie de acest lucru, că până la urmă dânsii au ștampila. Dar mai bine îl sunați pe domnul Cârciumaru să ne spună, că dacă domnul a venit în numele domnului Cârciumaru. Deci dacă mai spun o dată, eu ies din emisiune, vă rog. Păi, deci, mai să plecați cu la valieră cu toate. Păi nu, deci eu o să-mi iau la valiera și o să vă las cu la valiera aici cu domnul... Stați o secundă, acum ați încheiat dumneavoastră... Ați încheiat dumneavoastră să-l ascultăm și pe domnul Lădaru. Spuneți că acum s-a încheiat. Care ar fi propunerile dumneavoastră pentru Târgu Jiu? Propunerile mele pentru Târgu Jiu. De ce trebuie schimbat Florin Cârciumaru? Păi trebuie schimbat, stimate domn, pentru că a avut suficient timp într-un mandat de 16 ani. Nu sunt patru mandate, nu știu. Într-un mandat de 16 ani pe care domnul Vlaicu nu-l critică absolut deloc, pentru că asta e, nu-l critică. Este mulțumit de domnul Florin Cârciumaru și vrea în continuare să câștige domnul Florin Cârciumaru. Avem nevoie de doctori în spitale.
eu, ca primar, nu le pot mări salariile la doctor. Depinde de Guvernul României, de Parlamentul României, dar pot să le ofer facilități, cum ar fi case pentru doctori. Da? Construiesc un bloc, ele se construiesc deja. Și nu le dau. Cui se dau? Le dau și eu pe categorii socioprofesionale. Le dau la doctori, la o chirie modică sau chiar deloc. Le dau la profesori. Doi, avem nevoie să finanțăm conferințele doctorilor, pentru că ei trebuie să meargă în permanență să se specializeze. Putem să facem la fel conferințele profesorilor. Putem să facem o bibliotecă la Spitalul Județean, unde să aducem foarte multe cărți, foarte multe articole de specialitate, pentru că doctorii învață în permanență. Ei nu sunt niște oameni de care se plafonează, așa cum s-a întâmplat în ultimii 16 ani la nivelul administrației locale din municipiul Târgu Jiu, pentru că ne mor bebelușii în spitale. Au murit 3 bebeluși în ultimul timp și a ieșit directorul spitalului, PSD-istul Tătaru, să ne spună că au fost de vină doctorii. Păi nu au fost de vină doctori. Și a venit în secunda 2 Tetileanu și și-a dat demisia. Păi eu am nevoie de doctorul Tetileanu, eu n-am nevoie de PSD-istul Tătaru ca director acolo. Eu am nevoie de doctorul Tetileanu să rămână și să-și facă datoria de doctor. Și pentru asta eu trebuie să-l încurajez să rămână, nu trebuie să-mi bag joc de el, să spun pleacă din țară afară, cum face și domnul Vlaicu. Nu-ți convine, du-te în Franța. Păi nu-mi convine, vreau să schimb lucrurile aici, în municipiul Târgu Jiu. Și pentru asta pentru că nu vreau să plec de aici. De ce să plec de aici? De ce să mă scoată niște oameni gen Marius Vlaicu din orașul meu unde eu am crescut, m-am născut, am crescut, am învățat. Eu și lucrez. Eu aici vreau să rămân. Să înțeleagă, domnul, eu aici vreau să rămân. Da. 3. Este nevoie, sigur că da, de after school-uri pentru copii. Este nevoie ca... De ce? Pentru ca copiii noștri să rămână în siguranță și să fie în siguranță, pentru că vedeți foarte bine că părinții pleacă în străinătate ca să le trimită bani la copii, că nu mai au unde să lucreze aici în municipiul Târgu Jiu. Și atunci, dacă creezi after school-uri în toate școlile din municipiul Târgu Jiu, părintele nu mai trebuie acasă când vine de la serviciu sau cel care este plecat în străinătate, nu mai vorbesc de bunici care au grijă de copii. Și mine. Nu mai vorbim de bunici. De bunici care nu mai pot să țină și au grijă de copii, că nu mai pot să țină pasul cu tehnologia. Pentru că nu mai pot să țină pasul cu tehnologia. Este explozia aceasta tehnologică și nu știe bunicul să-l învețe pe copil la calculator sau să aibă grijă ca propriul său copil să nu ia legătura cu un pedofil, Doamne ferește, prin intermediul calculatorului. Și de aceea avem nevoie de aceste after school-uri. Pentru ca copiii noștri să fie în siguranță în municipiul Târgu Jiu. Și în felul acesta le asigurăm toate cele necesare locuri de muncă. Ce facem? Locuri de muncă. În ceea ce privește locurile de muncă, trebuie puși la masă toți oamenii de afaceri din municipiul Târgu Jiu. Sunt oameni de afaceri și în municipiul Târgu Jiu. Dar sunt puși la masă la fiecare tur de scrutin. Nu sunt puși. Eu nu îi pun la masă înainte. Eu îi pun la masă după ce voi ieși primarul municipiului Târgu Jiu, pentru că acum înainte să chem oamenii de afaceri să ce? Nu reprezint. Nu sunt decât un candidat. Sunt singurul contracandidat al lui Florin Cârciumaru până la urmă. Dacă voi câștiga alegerile, sunt convins că voi câștiga alegerile pentru funcția de primar al municipiului Târgu Jiu, atunci voi face o reuniune cu oamenii de afaceri pe direcții și vom vedea care sunt direcțiile în care ei vor să investească. A, B, C. Și atunci eu o să le ofer facilități de la nivelul primăriei municipiului Târgu Jiu, în sensul că nu o să le mai percep taxe și impozite atât de mari, pentru că dacă omul vine și îmi creează 200 de locuri de muncă, nu mă mai interesează să-i percep taxe foarte mari. Dar mă nu interesează... se poate singur, că aveți un consiliu local. O să poți... Nu știu dacă vă permite legea 215. Adică vreți să spuneți că oamenii din consiliul local sunt ca dumneavoastră și nu o să mă lase fac... Eu nu spun că nu o să vă lase. Deci eu am spus că nu se poate singur. Păi dar o să pot să fac toate aceste lucruri. O să am o echipă de adevărați liberali și în consiliul local. Domnule Vlaicu, dumneavoastră, cum, ce idee aveți pentru a crea locuri de muncă în Târgu Jiu? Sigur, eu am mai spus-o și când am fost în interiorul PSD-ului prin 2008. Eu vedeam la nivelul municipiului Târgu Jiu, pe zona Cetului, o zonă greenfield, o zonă în care se putea amenaja un parc industrial, în care investitorul să vină să-și dezvolte diverse activități de producție, construindu-și hala, iar societatea administratoră a parcului industrial să-i furnizeze utilitățile de alimentare cu energie electrică. Ideea asta căldură, am înțeles că, nu știu, n-am studiat foarte exact, trebuie să mă documentez foarte bine ce s-a întâmplat cu terenul de acolo până la urmă.
Mai avem o zonă industrială în care fosta fabrică de țigarete, unde acolo există iarăși o suprafață în care s-ar putea înființa un parc industrial, dar acele active sunt ale unui privat, care am înțeles că există la bugetul, există datorii ale societății respective. Rostra la bugetul în situație, local. Mai e și partea de nord a municipiului, deci, în aceea situație. Cred că aici ar trebui văzut... Care e soluția? Ce soluția faceți? Cred că ar trebui văzută cum am putea ca primăria Târgu Jiu să cumpere în baza datoriilor care le are, să preia și să se facă o compensație, dacă este legală, să preia aceste active, terenuri și clădiri. Dar încă o dată precizez, tot ceea ce îmi propun eu sunt venite de la cetățeni, dar trebuie să vedem și dacă există sustenabilitate a ceea ce înseamnă buget. Deci e foarte simplu să spui vreau să fac aia, dar să vedem de unde sunt resursele financiare. Cred că asta e cel mai important, să văd atunci când, dacă o să câștig primăria, să vedem care este bugetul efectiv, ce datorii sunt, trebuie un audit foarte clar făcut și văzut o oglindă foarte clară a veniturilor și datoriilor, și asta mi-am propus eu atunci când se face o investiție, să se consulte populația mai mult. Chiar pot să spun de investiția făcută de la stadion. Cred că dacă era o consultare a populației... Bine, eu spun cu cetățenii cu care am stat eu de vorbă. Își doreau această consultare, dar eu ca om de sport pot să spun că îmi doream să fi construit o altă sală de sport de 3.000 de locuri și un alt stadion în altă parte. Să fi rămas această infrastructură. Sigur, se face și această infrastructură la standard european, dar una însemna o sală de 3.000 de locuri, Craiova 4.000, Severino 2.000, Vâlcea 1.500, puteai oricând la sporturi de echipă să faci un campionat european în zonă și însemna că economia se mișca. Adică vreți să faceți referendum la fiecare... Nu, aș vrea la investițiile mari să consult populația prin dezbateri publice. Și, sigur, s-au făcut dezbateri publice și am văzut și eu pe bugetul primăriei, dar nu tot timpul este interes din partea cetățenilor. Cetățenii deleagă atribuția aceasta de a lua decizii primarului și consiliului local. Este limpede. Nu poți să consulți, să te ascunzi de fapt, tu vii în funcția de primar și te ascunzi de fapt în spatele oamenilor și după aia să le spui, păi voi ați decis așa, de asta am făcut eu. Fiecare primar trebuie să aibă o viziune cu privire la orașul său, la localitatea pe care o conduce. Este foarte simplu. Și sigur, după ce eu îmi expun proiectul și oamenii mă aleg, păi mă voi ține de promisiunile pe care le-am făcut. Nu mai pot să pun în dezbatere publică ceea ce am pus în dezbatere publică și s-a adoptat. Brâncuș, Calea Eroilor. Ce facem cu Brâncuș, cu zona de turism, cu promovarea operelor din Târgu Jiu? Domnule Măruță, de acest lucru trebuie să se ocupe experții. În momentul în care voi ajunge primar, voi avea o echipă de experți, brâncușologi și arhitecți, care să rezolve această problemă. Pentru că orice candidat ar veni să spună că de fapt el are o soluție, că va face, că va drege, nu face decât să dezinformeze. Cu excepția unui candidat, să spunem cât de cât arhitect, brâncușolog, pe aici, ceva de genul ăsta. Să ne spună cum vede el și ce va reuși să realizeze cu operele lui Brâncuș. Să nu uităm totuși că Brâncuș este universal, n-are nevoie de noi să-l promovăm, trebuie doar noi să-l lăsăm să ne promoveze. Și în felul ăsta, această chestiune legată de Constantin Brâncuș trebuie să fie lăsată, din punct de vedere tehnic, să spun așa, la îndemâna experților, primarului revenindu-i doar decizia politică până la urmă. Ceea ce pot să promit eu este că voi avea o echipă de experți care să se ocupe de această axă. Atâta tot pot promite acum și chiar voi avea. Mai departe, ce se va realiza va depinde de experții pe care eu voi avea lângă mine și care vor face un proiect viabil pentru a atrage turiștii în municipiul Târgu Jiu.
Domnule Vlaicu, aveți vreo idee legată de promovarea lui Brâncuș, de dezvoltarea... Sigur, sunt multe lucruri de făcut. Și eu o să punem oamenii cu expertiză în fiecare domeniu la locul lor. Vă că faceți și... echipă? Nu, dar e normal ca atunci când oricine, orice candidat sau orice cetățean spune un lucru bun, trebuie luat și pus în aplicare, pentru că până la urmă asta ne dorim cu toții, să avem un oraș la standard european, să avem locuri de muncă, să avem spitale în condiții europene, să avem școli în condiții europene. Sigur, vis-a-vis de Brâncuș trebuie făcut mult mai mult, trebuie promovat mai mult, trebuie să avem... Brâncuș trebuie promovat. Trebuie să-l lăsăm, pentru că Brâncuș e promovat în toată lumea, e universal. Noi trebuie să-l lăsăm pe el să ne promoveze pe noi, nu-l promovăm noi pe el. Și asta, să știți că trebuie să asigurăm servicii, infrastructura necesară pentru a veni turiștii cât mai mult în Gor, și zic eu că sunt lucruri de făcut în acest domeniu. Proiecte pentru tineri, domnule Daru? Proiectele pentru tineri vizează locurile de muncă pe care intenționez să nu să le creez, ci intenționez să favorizez crearea acestora, pentru că primarul nu poate crea efectiv locuri de muncă, dar poți să atragi, exact cum spuneam, poți să discuți cu investitorii autohtoni, stabilești direcțiile economice în care ei vor să investească, și doi, poți să atragi investitorii în municipiul Târgu Jiu. Domnul Vlaicu spune că nu mai există teren pentru un parc industrial. În municipiul Târgu Jiu? Păi s-au dat toate pentru case sau de ce? Nu știu, nu, n-am spus că nu mai există. E posibil, așa, am eu niște... Dar nu este nevoie neapărat să spun așa de un parc industrial. Există, eu consider că există teren suficient în municipiul Târgu Jiu. Chiar o să fac o cerere pe legea 544 să văd cât teren există în proprietatea privată a municipiului Târgu Jiu, pentru a vedea unde putem să alocăm teren pentru investitorii care doresc să vină în municipiul Târgu Jiu. Terenul respectiv trebuie să aibă niște condiții. Da, să fie proprietatea privată. Nu neapărat asta, trebuie să aibă canalizare, păi, sigur trebuie că să aibă utilitățile. Astea sunt lucruri elementare pentru mileniul 3. Da, sigur, nu putem la orice teren, de asta spun că lucruri elementare pentru mileniul 3. Trebuie să aibă minim 10 hectare. Eu chem investitorul și îi pun la dispoziție toată infrastructura, că doar nu suntem în evul mediu în continuare, vino aici și fă tu, investitorule, ce vrei tu. Doar stabilesc foarte clar condițiile în care acesta vine și îmi creează 1.000-2.000 de locuri de muncă, atunci facilitățile vor crește. Dacă îmi creează 10-20 de locuri de muncă, sigur, facilitățile nu vor fi atât de mari pentru cel care va crea locuri de muncă. Al doilea obiectiv pentru tineri este vorba de tinerii care vor să fie antreprenori. M-am gândit să fac cum există acele hub-uri americane și occidentale în general, să fie să dezafectez un spațiu pe care ține de Consiliul Local sau de Primăria Municipiului Târgu Jiu, fie să construiesc un alt spațiu în care să le ofer gratuit un loc în care ei să-și desfășoare activitatea cu societatea comercială pe care doresc să-și o înființeze. Un sediu gratuit pus la dispoziția acestor tineri pentru ca ei să-și poată dezvolta afacerea, unde ei să se întâlnească cu clienții și așa mai departe. Acele hub-uri occidentale sunt foarte, foarte bune și pot să le pun la dispoziție cu titlul gratuit. Ultima întrebare e și... Dar nu, trebuie să răspund și eu. În primul rând, vârsta tineretului este de la 18 la 35 de ani. Fiecare vârstă are specificul ei. Există adolescenții care și ei au o serie întreagă de nevoi. Din punctul meu de vedere, eu aș vrea să primăria să preia și să dezvoltăm o casă de cultură a studenților și a tineretului în municipiul Târgu Jiu. Dacă reușim să o luăm ca fosta casa tineretului sau altă locație, îmi doresc să înființez acest lucru. De asemenea, îmi doresc să înființez la nivelul sub primăria municipiului Târgu Jiu un incubator de afaceri, un motor, o generare pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea de afaceri pentru antreprenorii tineri și, de asemenea, pentru ca tinerii să primească consultanță
gratuită în vederea înființării unui business pe fondurile europene care încă sunt în vigoare în următorii ani. Ultima întrebare, răspunsul e simplu. Ce procent veți obține în alegeri? Voi obține un procent suficient de mare astfel încât să câștig alegerile. Sigur, și eu îmi doresc, doresc să câștig alegerile, dar până la urmă cei care vor decide cine va fi primarul municipiului Târgu Jiu sunt cetățenii. Atât în această seară, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, probabil ne întâlnim și în campania electorală. Rămâneți cu TV Sud, o seară bună!